ziua domnilor, bună ziua domnilor, bună ziua transportatorilor, bună ziua șoferilor, bună ziua la toată lumea. Păi, fraților, mă duc la Erfurt, dar asta va fi ultima cursă care o fac la turcul ăsta. Bă, frate, asta e ultima cursă. Altul nu o să mai fac cursă la el. Deci dacă o să mai fac cursă la el, o să le mai fac dacă vrea să continue așa cum am continuat înainte. Deci dacă continuă așa cum am continuat înainte, da. Dacă nu, asta e. Ați văzut pe clipul ăla care l-am pus astăzi, când am mers la el? Zis că mă duc să văd care e treaba, pentru că până acum nu m-am mai dus la el, că dacă nu mi-a dat nicio cursă, n-aveam după ce să mă duc. Bine, acum m-am dus, am zis, am stat de vorbă cu el, au zis numai ce vrăjeală, au zis el. Băi, dar și la ultima de cursă din Paris, un pic m-am hărit cu el și vă spun și de ce. Că angajatorul de la cine ia el curse, dar el are treabă pe firma aia înaltă cu care lucră el, care e un fel de bursă de transport. Ei de acolo iau toate cursele, după cursa aia lor, dar bine, iau niște ăsta, cum să zic, niște contacte care tu nu poți să te bagi în bursa aia de transport. Că aia e o bursă mai specială, la care au acces numai casele de expediție. Subcontractor mic, nu ai acces acolo. Am încercat eu anul trecut să intru pe bursa de transport, dar mi-au cerut foarte multe chestii și aveam acum, nu anul, cred că acum 2 ani. Și mi-au cerut ăsta, cum îi zice, copie de la talonul de la mașină. Din ce cauză? Pentru că nu acceptă mașini tube de astea mari sau prelate sau camion. E o bursă mare de transport, Timocom se cheamă, și mai este una ClickTrans. Știi? Care îți asigură ei tot timpul ție contracte. Deci contractul ce înseamnă? De exemplu, tu încarci de la, de aici dau un exemplu, de la Frankfurt, cum fac eu acum. Am încărcat de la Frankfurt pe un contract care îl duc la Erfurt. Ok? Ei cam în jur de 1,20 lei, 1,40 lei, cam așa. Bine, poate că 1,20 lei, 1,25 lei, 1,30 lei. Cam astea sunt prețurile pe Germania în transportul. Mă refer la dube, nu la camioane. La camioane nu știu. Că și aici variază în funcție de greutate și de capacitate, adică de volum. Să vă uitați bine la clip, am făcut un clip de 2 minute, acolo când am stat de-am încărcat. Și o să vedeți acolo ce am încărcat, deci ceea ce am încărcat se poate încărca și mașina mea. Bun, dar nu asta e chestia. Mi-au dat contractele cu care eu trebuie să vin aici la Lufthansa, să urc sus acolo, că de-aia are el nevoie de mine, pentru că tu, cum să spun, vii aici la Lufthansa, la încărcare, după aia trebuie să merg la Zoll, la vamă, cum ar veni ca și în România, acolo depozitez actele, pe calculator trebuie să completez niște formulare,
După aia te cheamă la ghișeu, îți ștampilează hârtile, cum că e făcut solul la ceea ce duci tu, pentru că dacă nu e făcut solul, nu-ți dă voi la marcă să iasă parte din depozit. După aia cobor jos, te duci acolo dincolo la depozit cu hârtile, ți le ia și după aia trebuie să aștepți să-ți vină să ți le aducă să le poți încărca. Am lucrat și pe aia, pe prelată, tot așa, numai că acolo era vorba de palet și așa mai departe. Bine. Mi-a dat un contract. Deci nu uitați ce vă spun acum, un contract, da? De 4 kg. Mă, de 4 kg, mă. Ați văzut că eu tot mai am mai postat 3 kg, 5 kg, 7 kg, 9 kg, 8 kg și așa mai departe. Bun. M-am dus acolo, acolo în orice putere să i-am spus, păi, dar pe aici sunt 4 kg. De ce trebuie să mă duc eu cu tuba ta? Dacă eu până acum am lucrat cu mașina mea, deci la mașina mea luau, iau 72 de cenți pe kilometru neto și la 72 de euro pe 100 de kilometri vine cu ăla cu TVA-ul, mai vine încă vreo, să zic, 15 euro. În plus că am ajuns la 86 de euro pe 100 de kilometri. Acum, la 40 de euro, 40 de cenți pe kilometru, mă duc cu 20 de euro la 100 de kilometri. Înțelegi că la ceea ce am vorbit, m-am înțeles cu el, 40 de kilometri, 40 de euro pe kilometru, asta înseamnă 20 de euro dus, 20 de cenți dus, 20 de cenți întors. Adică dacă fac 500 de kilometri, calculează dus întors, că spre 265 de kilometri până acolo, 530 de kilometri, calculează 20 și vezi cât îți dă. 100 și vreo, nu știu, 5 euro, 6 euro, 7 euro. Cam ăștia-s banii. Care eu pe mașina mea luam vreo 200 și vreo 20 de euro. Dus întors. Acum iau 100 și vreo 6 euro. De-aia zic că nu se mai fac, nu se mai lucră el bun. Am mers acolo, m-am înregistrat acolo la țol, bam, bam, m-am dus acolo, au zis la către să aștept să-mi aducă ce aveam de dus. Un contract, da? Un contract. Între timp ce face el? Îmi trimite mesaj, așteaptă acolo că vin acolo. Bine. Să nu pleci de acolo, zic. Bine, mă. Bă, frate, bine. Și mai mi-aduce încă 3 contracte. Bă, încă 3 contracte. Uite aici am. Am acum 4 contracte. Uite aici, vezi? Vezi? Aici, pe astea, îs 4 contracte. Că vedeți voi 3 foi, dar mai este o foaie aici, de desubt. Sunt 4 contracte, da? Deci dacă tu iei 120 de, să zic, 1,20 la kilometru, la 260, băi, ca să calculați, că eu v-am mai spus vouă, mulți nu știu și nu înțeles ce tot am zis eu. În transportul ăsta se câștigă foarte bine, foarte, foarte bine. Chestia e că trebuie să ajungi unde trebuie, că dacă nu ajungi unde trebuie, de aia zic, am zis de multe ori, băi, deja bai tu după, dacă n-ai unde să o bagi. Deci la 4 contracte calculează la 1 leu, dar nu la 1 leu 20, pune la 1 euro, mă. Îți dau 165 ori 4. Da? Îți dau 165 de euro ori 4. De-aia el tămiu, ăsta a început el cu șantaje, că nu mi-a mai dat cursă, ca aia, ca aia, ca aia. Că vezi, doamne, că zice că angajatorul nu mai acceptă subcontractor, numai firma lui, numai cu tuba lui. Cum să nu-ți convină ție dacă tu iai, să zic, 1000 și ceva de euro, la ce fac eu acum, stai că mai am un tur, un retur de acolo, 1000 și ceva de euro, plus retur 1000 și vreo 200 de euro, și mie îmi dai 100 de euro, 110-120 de euro pune, am băgat acum motorină de 60 și ceva de euro, deci 100, să zic, 180 de euro, ia, gândiți-vă și voi.
Că i-am zis acum când am făcut, că zic ce înseamnă treaba asta, băi, așa. Păi zice, același client, că nu-i adevărat, că pe hârtie scrie. Deci astea sunt care au venit azi dimineață, care au venit ieri, din Londra, vin toate, cu trecere până Milano, și altele, și două cu trecere până Roma, și după aia au ajuns aici la Frankfurt. Dar nu toate, două au plecat ieri și două au plecat azi dimineață. Înțelegi? Dar toate au aceeași direcție. Unde mă duc acum să descarc la airport. Înțelegi? Numai ei ce face? Că-s bandiți. Le ia comenzile, le staționează, că le poate staționa până în 24 de ore. Înțelegi? Le staționează, strâng mai multe comenzi care merg la aceeași destinație. Și fiecare comandă, pentru că o comandă, un contract, înseamnă că tu trimezi, dau un exemplu, din Anglia, în Germania, un pachet, ca pe DHL, dau un exemplu. Înțelegi? Și tu plătești. Aia la altă firmă plătește, aia la altă firmă plătește, aia la altă firmă plătește, dar ei de pe cau ăia, mă, cum le zice, disponenții ăștia care sunt pe calculatoare, care strânge de pe bursele de transport, înțelegi? Și care merg la aceeași destinație. Pentru că asta e avantajul, că tu nu mai trimezi 4 mașini, că trimezi numai o mașină la aceeași destinație, ați înțeles acum? Și asta clar că mie nu-mi convine, pentru că același lucru îl puteam face. Deci uitați-vă pe YouTube că am pus un clip de 2 minute în care am arătat ce am încărcat. Deci am arătat ce am încărcat, am stat acolo aproape o oră ca să încarc, până mi-a dus pachetele, până a venit el înapoi, până a fugit sus, eu am melduit la țol acolo, până a venit jos și așa mai departe. Că e disperat așa de viață, de aia nu o să accept, nu e chestia de aia, că poate ziceți voi, dar ce te interesează pe tine? Păi mă interesează, frate, pentru că eu nu lucru pe persoană, nu s-a angajat. Deci dacă tu ești angajat, care te trimite treaba lui, ce face, ce nu face, tu îți faci treaba 8 ore, 9 ore, 6 ore, 7 ore, 10 ore sau cât ai tu. Înțelegi? Eu sunt pe firmă și dacă sunt pe firma asta, ori îmi bag piciorul ea din firmă și nu te îngură pe firma asta și mă duc la stână, la ciobănie, decât să stau aici la ăsta, pentru că până acum nu am făcut chestiile astea, de-aia au făcut el șantajul ăsta, eu cum am înțeles. Și am spus acum, acolo, la Dovinii, mi-am dus alea 3 pachete. I-am zis acum mă duc, fac cursa asta și mâine o să-ți trimit un mesaj și după aia rămâne de văzut dacă vrei să trimă lichidarea, dacă nu vrei nu să trimă lichidarea. Dacă nu am contract cu el, dar am înțeles că nu-i data trecută când i-am zis că nu trebuie lichidarea, dacă nu vrei să mai lucru, bagă pe cine vrei tu. Bagă pe cine vrei, dă-te, n-am ales de ce dezdrențălos ce ești tu. Deci acum, mă lângă că mi-a dat 4 contracte, păi am stat așa și m-am gândit, adică tu spui mie că nu mai acceptă la contractul, dar până acum una l-a acceptat. Acum te-ai șmecherit, nu mai acceptă, spui pe tu poți să zici ce vrei tu, rămâne de văzut dacă te cred eu sau nu, știi? Și, deci dacă eu, cursa asta, numai la un contract, dau un exemplu, nu vorbesc toate 4, numai la un contract. La 72 de cenți am în jur de vreo 200 și ceva de euro și la 40 de cenți am 100 și vreo 5 euro. Da? Care e diferența? Diferența de 100 de euro, nu? Da, dar el trimite 4 contracte. Că tu zici, bă, dar nu-ți mai folosești mașina, nu știu ce. Păi bine, asta e kilometraj mic. La ultima cursă de Paris, care am avut-o, am 2 săptămâni și ceva, și am impresia că chiar nu a avut atunci pe cine să trimată și de aia mi-a dat 1000. Dar nu-i problemă de aia. Am mers aici să încarc, înțelegi? Am așteptat atât așa o jumătate de oră până m-am încărcat. Când să plec, o sunat, o să nu pleca că zice mai trebuie să vină un contract. Dar zice mai durează vreo 45 de minute. Știi? Mă zic, cum așa, mă zic? Păi bine, atunci zic, nicio problemă, eu mai stau 45 de minute, mai aștept și contractul ăla, dar zic, atunci tu mi-e plătești dublu, mă.
Pentru că îți dau o contracte atunci de pare. Ești de la două persoane, de la două firme diferite. Și când îți dau o contracte de la două firme diferite, fiecare firmă și-a plătit prețul lui de transport. Dar tu vrei să plătești minimum preț. Și atunci m-am certat cu el, o zice, bine, stai numai pe că te sun înapoi, o fi vorbit cu ea de acolo, zice, bine, lasă că mi-a zis aia că mai durează o oră și ceva, lasă că poți să te duci. Și acum când a fost, i-am zis, păi zic, atunci dacă eu am plecat și tu că ai zis că mai durează o oră și ceva, cu cine a plecat pachetul ăla? Păi zice, am trimis altă mașină și am avut probleme cu ei, că au zis că de cine ai așteptat, că zice, ce șofer ai, că el trebuia să aștepte și vrăjala lui de 2 lei. Înțelegi? Ca și acum. Numai că acum distanța între ele poți de, să zic, 15-20 de minute. Băi, și ceva. Crede-mă că ori mă duc la sapă, ori mă duc și mă bag și bani la voi, decât să mai stau să văd perversitatea asta lor și ca mine sunt mulți care nu știu. Înțelegi? Bine, bă, ăștia care s-au angajat, de exemplu, ăștia din România, care sunt pe dubițarii, mă refer, cu oase de 3,5 tone, care le dă 1600-1700, plus le dă salariul pe România și bagă, frate, kilometri de nu mai știu de ei. Bă, frate, mai bine eu să văd, că și așa am de gând să fiu în România, și dacă la urma urmei găsesc altceva de lucru, văd eu că mă pricep și în construcții și n-am vrut să mă bag în construcții, poate să văd altceva, o să văd altceva, nu știu, că și așa nu mă, asta pe mine timpul nu mă deranjează, am mai zis chestia asta, mai bine stau acasă decât să lucru și să-ți fac ție bani, și eu să fac o felie de pâine. Păi da, eu sunt pe firmă, mă, frate. Eu am ăla, cum îi zice, TVA-ul. Am impozite. Am chirie. Am aia. Păi tu ce crezi că eu am... Dar ce am făcut firma asta? Să... Păi da, bă, frate, dacă ne-aș indică, dacă eu, să zic, iau 100 și ceva de euro pe cursa asta și lucru în altă parte angajat, calculează că la săptămână ajungi la vreo 2300-2400. Înțelegi? Păi mai bine mă duc atunci la altă firmă, îmi plătește la, cum îi zice, asigurarea de sănătate, îmi plătește la, cum ar veni, la de pensie, nu? Am, cum îi zice, ca pe angajat, nu mai poate să te bage, dau un exemplu, atâtea ore, nu poți să depășești anumite ore. Că acum am eu dat și tabelul ăla care se completează cu cât timp conduci, cât timp descarci, cât timp pe utinești și așa mai departe, că na, o să plătim vreo 6.000 de euro pentru niște șofer, că nu completate astea. Că nu-ți dă ție amenda, că de la firma la care lucri. Înțelegi? Și... Nu știu, dar atâția nervi am. Pentru că nu am știut acum, dacă știam că ce mi-aduce mie 3 contracte, refuzam contractul ăsta din start. Știi? Dar nu, n-am știut. Dar e și bandit. Vezi, a fost bandit. M-a lăsat să mă duc acolo la aeroport și după mi l-a dus pe când am încărcat. Pentru că eu am cauțiunea asta de două facturi la el. Din ce cauză? Că bine, asta e specificat pe contract de la bun început. Dacă tu, să zic, te sună și zice, am o cursă, dau un exemplu de Berlin, mă înțelegi? Tu poți să o iei sau poți să o refuzi. Dacă o refuzi, e ok, nicio problemă, că ai tu motivele tale. Dar dacă o iei, atunci tu, indiferent ce se întâmplă, trebuie să mergi să-l iei cursa respectivă. Pentru că dacă nu, îți bagă cum ar veni un fel de amendă de aia și îți scade, îți dau amendă de la ei din curte. Că vezi, doamne, eu pierdut contractul ăla din cauza ta, ba, și îți spune, da, el știe ce amendă îți dă acolo. Înțeleg că așa e specificat în contract. Și dacă am fost acolo și am apucat, i-am încărcat, că de acolo am vrut să-i relas toate. Vă să mor dacă nu am vrut să-i relas pe toate acolo. Să duc după înapoi la el acolo, să sus, să zic, hai bă, te meti, spal și-o per că mă mai nimic el. Știi? Bine, acum dacă am ăsta, asta e. O fac, dar altul nu mai fac. Nu. Nici vorba, nici.
Deci dacă vrea să mai lucru cu el, o să-i scriu, bă, frate, vrea să mai iei lucru? Bun, îți mai lucru. Cum a făcut în continuare, ce îmi spui tu mie vrăjeală mie, că nu vrea angajatorul alt de la subcontractor, dar ce îl interesează pe angajator din Londra? Ce îl treabă pe firma care o trimăs din Londra, că cine duce pachetul la Erfurt? Cine ia pachetul de la Lufthansa și duce la Erfurt? Pe cine interesează chestia asta? Pe el interesează să ajungă pachetul la destinație, nu? Eu așa cred. Mami, asta e vrăjeală de-a lui, că vezi, doamne, cozi, că deocamdată nu poate să mai îndeie pe mașina mea, pentru că nu acceptă ăia din Londra sau de unde vine pachetele. Bă, asta e o minciună cât el de mare, numai că nu vreau să mă cer cu el, că nu-i vorba că nu-mi dă banii, că îmi dă banii. Care mai i-am de luat, dar ăsta mă prelunge așa, adică nu mai îmi trimite bani, îmi trimite mai târziu și bla bla bla, așa că o să las deocamdată până ăsta și oricum, ca să nu staționeze aia, să-i dau facturi, că vezi, doamne, viu înapoi și viu la el, nu, că îi scriu, bă, frate, și ceva. Dacă vrei să-ți mai lucru, îți mai lucru, cum am vorbit până acum pe mașina mea, dacă ai un contract, e ceea ce am făcut și până acum, dacă ai două contracte, e dublu, dacă ai trei contracte, e triplu, dacă ai patru contracte, așa și așa mai departe. Și dacă nu, du-te, frate, caută saltul, că și așa nu-s curios, că oricum am decât să vin în România și să-mi bat piciorul pe ăsta, am mai zis și mai repet, mai bine stau pe dreapta. Bă, mai bine stau pe dreapta, să mor dacă te minte. Și o să văd când vin înapoi, dacă cumva ai să, ăsta, să mai stau pe aici bine, dacă nu, să mă rețat pe România la fel, e bine. Și la chestia asta, decât să-ți fac eu ție sute de mii de kilometri, mai bine stau frumos și găsesc altă firmă care mă angajez și îmi bat piciorul ea de treabă. Înțelegeți? Acum, ca să înțelegeți și voi restul șoferilor, restul transportatorilor, cum funcționează, că eu dacă am mai zis de câteva ori chestia asta, voi n-ați înțeles, dar așa funcționează. Și ăștia care sunt mari patroni, mari șefi, bă, fraților, să vă zic o treabă, bun, am înțeles, câștigați, dar bă, gândiți-vă și la șofer. Bă, gândiți-vă și la șofer, că șoferii sunt pe autostrăzi, în chestia asta cu banii, îți dai seama că ei măr, că n-au un control, dar în capul lor circulă tot timpul chestiile astea, ei se gândește ce să fac. Că dacă stau, nu câștig nimic. Bun, pe mulți înțeleg, pentru că na, în România se câștigă mai puțin și așa mai departe. Dar nu mai. O să văd, nu am dubă, că aia e problema, că dacă aveam dubă, că data trecută când m-am băgat pe bursa de transport, mi-au cerut, eu aveam un Vivaro atunci, Vivarul ăla ce l-am avut eu înainte. Mi-au cerut fotocopia de la cartea de ăsta, cum se zice, de la talon și pozele de la mașină. Nu mai are, că mult zice, păi da, lasă, bă, bag un talon de la altă după și aia. Nu mai are, frate, că tu, după aia când duceai pe ei să-ți dai contracte, tu trebuie să mergi acolo cu numele de la mașină care le ai, cu duba care le ai și aia zice, păi stai un pic așa. Îți dă, dau un exemplu, contract, e să zic 8 euro paleți sau 10 euro paleți. Și tu ai dubă de, să zic, Vivaro, nu puteai băga mai mult de 3 paleți. Și tu să zic, bagi, zici că, păi nu pot să duc, că am eu o problemă. Bine, zice, bine. Dar mai îți dă o dată, după aceea te trebuie. Păi, dar tu de ce te-ai înscris aici dacă nu iei cursă? Atunci ce le zici? Păi stai așa un pic, că v-am mințit, că nu pot încărca 10 paleți, că pot încărca numai 3, ok? Nu merge. Și de aia nu m-am putut înscrie la bursa de transport, pentru că n-am avut dubă ca să mă pot înscrie. Îți ceare, nu, copile de la firmă, îți ceare talonul de la mașină, na, buletinul, amelgu, ăla cu ce domiciliu și mai multe chestii. N-am putut să le trimă, adică n-am putut, le-am trimis, dar după aia am sunat ei înapoi. Și mi-au zis, îmi pare rău, nu te putem primi pentru că e prea mică mașina ta. Când dai o dubă de la mini 3, e de la, cum se zice, 3 sau dau 3 LH2, adică dau panouri sau LH3, 3 panouri. Atunci au zis, da, poți să ne contactezi și te putem înscrie. La bine, și acolo plătești un comision, înțelegi?
dar ai acces la bursa de transport, intri pe bursa de transport și îți alegi. Acolo sunt mai multe oferte, clar că sunt mai multe oferte, îți mai dau și ei oferte, înțelegi? Și uite așa. Da, cam asta e situația. Și sincer să fiu foarte nervos, pentru că eu știu ce o fac cu el, ce o zis, lasă-l de pace, că de multă mă zăpăcește să lucru pe duba lui. Și ce s-o fi gândit el? Asta e că îl aranjez eu pe ele. Asta nu-i mai dau nimic ca 3 săptămâni. Să-l disper că... Da. Orice om e nervos când stă în casă și n-are de lucru, nu? Pentru că dacă nu lucru, e clar că nu-ți intră nimic. Și după aia mi-o trimis oferta cu 35 de cenți. De acolo o sucit-o la 45 de cenți. După aia o sucit-o la 40 de cenți. Și până la urmă am zis, amă, că e ok și asta. Acum am făcut și eu ca alții, zic, bă, decât să stau, na, hai să nu stau. Da, bă, dar acum ai văzut, am văzut ce am făcut astăzi. 4 contracte mâncava și bravo să. Și mai am un retur de acolo, adică după ce descarcă astea de aici, acolo, tot acolo aeroportul, ne duc acum, am alt pachet de acolo care trebuie să-l încarc, să-l aduc înapoi aici, la aeroport. Și după aia mi-am terminat misiunea. Bine, la ăla îmi plătește 20 de cenți returul. Știi? Aiurea, să-mi bat piciorul, mamă, e de treabă. E aiurea, frate. Mă duc, mâncava și gura voastră, mai bine mă duc, că poate eu mai am pe mine sezonul, și mă duc să-mi bat piciorul, mă duc la strâns de, știu eu, cartofi, roșii, ceapă, vine ăla, cum îi zice, ăla, șparanghelul ăla lor. Mă duc la șparanghel, îmi bat piciorul, mă, să, decât să mai stau aici să mânc nervii pe ăsta. Și dacă nu reușesc să fac nimic, o să bag în... Am vrut să o bag în insolvență, nu am băgat-o pentru că am zis, bă, totuși, dacă tot am făcut-o, hai să vedem, poate reușesc să mai intru ceva, ăsta, cum îi zice. O să reușesc eu, până la urmă, că dacă nu spui un pic de ambiție, prostia mea a fost că, nu, că tot mi-am investit banii în casa acolo la mine. Înțelegi cum am strâns niște bani, cum am fugit în România și am băgat bani acolo, cum am pus niște bani, cum am fugit acolo și am băgat bani acolo, și asta a fost prostia mea. Că trebuia să-mi strâng eu banii aici, să nu prea mă duc în România, să strâng cât mai mulți bani să-mi iau. Oricum, o duc bă ca asta. Bine, asta e un pic mai nouă, dar ea este educat-o la un pic mai 2007, 2008, 2009, înțelegi? Care la 6-7 mii, 8 mii de euro îl iei. Știi? Și atunci am bat piciorul, mă, să văd, bă, și domnul Nesu Mondialu, băi, omule, bă, nu mă ajută, mă, mâncați așa că și turbez, mă. Nu mă tă face mișto de mii și nu mă ajută. Nu mă face mișto și nu mă ajută. Și bă, ia, mă, ia de-a asta e, fraților. O să mai vedem ce și cum. O să mai văd ce și cum, că noi, ceea ce am văzut acum dimineața asta, bă, cum dacă mi, dacă nu am avut, băi, niște nervi, da, nervi amari, bă, frate, bă, cum adică, mă, dar tu ce crezi, bă, că tu vii cu șantaj cu mine, bă, tu crezi că eu sunt păpușoi atât de pakistanezi și de indieni, care îi trimăs tu pe 50-60 de euro? Și normal că de-aia, bineînțeles că de-aia trebuie ăsta pe mine, pentru că ea s-a angajat și după aia plătește. La mine ce să plătească, frate? Dacă să zic lucru, că factura se face din două în două săptămâni. Dacă am, dau un exemplu, cursă de 1200, îi trec acolo cursele, 1200 plus ăla cu ICTVA-ul, să zic 1400. Și-o terminat. Și el își ia comisionul la cursele lui și-o terminat. Nu mai plătește AOK, nu mai plătește taxă, nu mai plătește nimic. Du-te, bă, însărăcinză-te, mânci așa și mâine, că... Acum el a plecat la Bruxelles cu un pachetel atâta. Eu l-am întrebat, dar tu acum unde mergi cu pachetul? Pe ce la Bruxelles? A, zic, acum tu poți să mergi cu mașina mică. Știi? Băi, vreau să mai zic nimic. Las. Bine, omul are firmă mai ăsta, îi, cum să zic, sub, și el e partener cu o firmă destul de mare de aici.
din Chelsterba, care nu au lucruri de mulți ani acolo, și tu nu poți, bă, să bag piciorul. Nu poți să te concurezi pe ei, că n-ai cum, înțelegi? Și nu ai cum să te bagi acolo să primești de la ei direct cursele, ca să nu mai intri pe strepsolosul ăsta. Știi că după aia te dă în primire la asta, păi zice, uite, șoferul tău acum vine să-i dau eu cursă direct, adică vrea să treacă peste tine. Și atunci îți dai seama că e aiurea, când ăsta la interdicție cu ăla pe tot aeroportul, că și așa sunt turcii și strepsoloși. De-aia vedeți voi cu bogății și cu mașini și cu palate și cu dele, pentru că uite așa, vedea și te da, asta e dubă mică, adică dubă mică, e dubă mare, dar nu e pentru paleți de aia mari, cum sunt carosatile sau astea, că acolo sunt alți bani, acolo sunt alți bani. Uite, vezi, ia, stai să vă arăt așa. Și-a dus acum din Anglia, numai că e roșie. Uite, vezi, mașinuța aia de pe remorcă. Vezi? Numai că e roșia lui. Uite așa, și-a dus o mașină de aia din Germania și acum cu aia o mărs în Bruxelles. Ia, el face un contract de Bruxelles, pe mine mă trimis acum la airport, se fac 4 contracte, 5 contracte, vine și te ce bani e pe zona de azi. Deci în zona de azi el ia în jur de vreo 1600-1700 de euro. Da? Dintre care consumă cu mașina lui, cu mașina asta, să zic 150 de euro de benzină cu motorină, plus, să zic, asta cum îi zice, ce plătește mie, dar bun, banii ăștia vorbesc fără MVS, fără TVA. Dacă pui și TVA-ul, urcă. Înțelegi? Bine, TVA-ul nu e atât, că e asta. Da, mă, cam asta e situația și am vrut așa să vă explic niște chestii ca să înțelegeți. Eu oricum nu o să mai lucru la asta, chiar nu, pentru că știu sigur că nu acceptă oferta mea, adică poate că dacă vede că nu-i lucru mai, o să-mi dea curse pe mașina mică, dar mă gândesc sunt pe mine că nu o să accepte contractele să plătească, dau la două contracte după, că i-am zis și data trecută cu treaba cu Parisul, băi, așa, tu crezi că eu de azi, ieri pe aici, bă, tu crezi că cu cine vorbești? Bine. Îi dau pace. Ba, nu cred că o să o accepte, dar nu contează, mai bine stau frate pe dreapta și iar nici nu o să mai caut prea mare lucru, pentru că n-am ce să caut acum. Vreau să vin în România, să-mi fac dinți și să văd, între timp mai am ce, aproape vreo 2500 de lei de luat, plus ce mai intre pe asigurare, plus ce mai am eu, plus bani pe ce mie bani și la urma urmă o să văd. O să stau poate și pe dreapta. Da, mă, fraților, da. Asta e așa o fel de, ca să înțelegeți voi cum funcționează treaba asta cu oamenii ăștia care stau ei acolo în birourile lor și să gândesc la toate posibilitățile cum să câștige, cum să mănânce cu 50 de guri. Știi? Așa că asta e. Bine, vă pup. Vă doresc o zi bună și Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută.